Cele mai ieftine coinsuri pentru FIFA 18 le găsești în linkul din descriere. Folosește codul XBREAKER pentru o super reducere. Ei, salutare, prieteni, eu sunt XBREAKER, bine v-am regăsit la un nou episod de FIFA 18 pack opening. A trecut ceva timp de când am mai făcut un pack opening, dar este momentul, avem pachete interesante, 10 pachete bune, zic eu. Voi, dacă vă doriți astfel de episod, uitați să apăsați butonul de like. Haideți să începem cu primul pachet, ăsta că e mai slăbuț, e greu să prinzi ceva bun aici. Asta știm cu toții, s-a blocat puțin, dar iată că nu prindem nimic în pachetul ăsta. Denisov de la Rusia, din rusul Denisov de la Lokomotiv, e, nu? Da, Lokomotiv Moscova, Zapata, Capoe, nu sunt jucători, cine știe ce. Sunt foarte curios cine este la Team of the Week, pentru că ne interesează și asta. Haide să vedem. Oh, aici, uite, Messi, Ronaldo, Dybala, mamă, ce jucători, așa sunt cei de Team of the Season. Să vedem. Să vedem dacă vom prinde vreun jucător din aia. Ar fi minunat. Minunat. Luăm pachetele rând cu rând. Nu le mai dăm altfel. Nici în ăsta. Este de la Barcelona, nimeni atât decât Vidal, 76, măcar e gold rar, asta e bine. Asta e bine, măcar prindem un gold rar. Îl vând. 207 coinsuri, oricum nu mai am coinsuri mai deloc. Restul îi ducem la club, că nu avem ce să facem altceva. Prime Gold Player Pack. Haide, tată, măcar o bordură. Este și oare All Cup sau nu, să vedem, e japonez, e... Haide, e Kagawa 83, Borussia Dortmund, măcar a prins o bordură, asta e bine. Corchea, Rizzo, De Jong, Herrera, avem și un jucător, îl avem pe Bubble, pe care... O să-l pun pe lista de transferuri, nu știu cât valorează, 1950-800 îl pun, ca să-l dau foarte, foarte repede, pentru că n-am ce face cu el, mai ales că l-avem și în duplicat. Asta este ideea, pe care să-l iau. Am zis că le iau la rând. Hai să le iau la rând, să nu mai stăm. Să vedem dacă avem noroc sau nu. Din nou bord. Hai că e bine, începe bine, începe să meargă treaba. Spaniol, atacant de la Bilbao, este Aduriz, 84. Iată-l prindem pe Aduriz de 84, un 5.000-6.000 de coinsuri, cred. Parcă undeva pe acolo. Iată, chiar îl avem în duplicat. Chatov, Wagner, Verdi, Salai, Aduriz, cât valore stat? L-avem în duplicat, n-am ce să fac cu el. 3.000 Aduriz și el pe lista de transferuri, pentru că altă soluție nu avem. Trebuie să-l punem și pe lista de transferuri, poate cine știe. Vindem și luăm ceva, 300, 800, 400, 150 cu 350. Poate-l dăm, cine știe. E posibil. Mergem mai departe, mai avem 6 pachete, dragilor, 6 pachete. Poate prinde ceva bun din astea 6. Aici nu-i nimic, sunt jucători gold rar, dar nu-s peste cum am vrea noi. Este Mendes de la Lille, 76. Oricum e bine că măcar e gold rar, pentru că aveam nevoie de astfel de jucători. Ce nume e? Ia stai să vedem. Fon, ceva în genul. E un jucător, sincer nu știam, n-auzisem de el până acum. Din nou un brazilian, 1100 cu 3600, 2200 cu 2100, poate avem noroc și îl dăm după ce se dă ăla, cine știe. Orice e posibil, mergem mai departe. Hai să vedem, un Team of the Season ar fi foarte bun, e bord. Hai mă, un all-out, hai că trebuie să vină și un all-out. Italian! Atacant de la Nice, Balotelli. Super Mario Balotelli. Bine, foarte mulți jucători din Franța. Foarte, foarte mulți până acum din Franța, Adler. Și băieții ăștia,
Nu știu, dar nici nu i-am. Îi punem în echipă. Bundesliga Team of the Season. Han! Hai un Lewandowski! Hai un Lewandowski! Doamne! Italian, cine este de la Schalke? Caliguri 90! Caliguri 90 de la Schalke, are 90, bine! Cred că se putea și mai mult de atât, dar suntem mulțumiți și cu așa ceva. Caliguri, iată, vine în echipa noastră. Îl punem acolo. Liga în Team of the Season. Avem 4 Team of the Season. Hai, uitat, unul bun să prindem. Fekir măcar. Cum ar fi un Neymar? Ce-ar mai fi? Portughez? Portar! Este Lopez! 91! Lopez 91 de la Olympique Lyon! Iată și al doilea Team of the Season din Ligue 1. E un jucător bun și Lopez. Calcio Team of the Season. Aici Dybala ar fi unul foarte bun. Hai, poate avem noroc, cine știe? Cine știe? Vreau! E brazilian de la Napoli, Alan! Alan, iată cum vine Alan! 92 de la Napoli, bun! Îl trimitem și pe el în echipă. Iar ultimul pachet, dragilor, Ultimate Team of the Season Player. Haide, mă! Haide, spaniol! Ramos! E Ramos! E Ramos! Da! Sergio Ramos! Team of the Season! Da, 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 da! Iată pe Ramos! Team of the Season! Reușim să-l prindem bine, mă! Bravo! Bravo! Ce noroc avem acum! Team of the Season! Sergio Ramos! Da! Da! Așa a datat. Altceva. Altceva cu Ramos, Team of the Season. Dumnezeule. Dumnezeule, mare prinde pe Ramos, Team of the Season. Nu știu dacă... Oricum trebuie să-i facem loc undeva. Și cred că aici o să-i fac loc. Sigur, hai să vedem. Hai să vedem ce am putea să punem. E... Dau așa, load... Nu, trebuie să dau invers. Low to high, dar special. Nu gold. Special. Iată aici. Ramos. Mai departe punem... Îi punem pe toți. Caliguri. Lopez. 91. Îl scot pe Overmars aici. Îl pun pe Alan. Și să vedem ce mai avem. Dacă mai avem ceva bun special pe aici. Nu mai avem. Ăștia-s băieții. Ramos, mamă, ne scade cu 14. Știu, da, dacă pun aici, tot așa. Cine știe, poate vom găsi vreo soluție. 88, dar îți scade chemistry-ul. Caliguri, foarte bun și Caliguri. Ne scade cu 8. Nu prea avem mari soluții, dar îl bași pe Ramos în, imediat după ce începe partida. Eu zic că e destul de bine. Alan îl pun și pe el în locul lui. În locul lui. 88 cu 100%. Zaha e destul de bun. Îl avem aici pe Mahrez, Memphis, Dele Alli, Wijnaldum, Roberto Carlos. Nu e o echipă rea. Da, prieteni, cam aici se termină episodul nostru. A fost X-Breaker. Sper că v-a plăcut. Nu uitați să apăsați pe un de like, un share și un subscribe. Până data viitoare. Toate cele bune. Pa, pa!